nu mai trebuie să fim înspăimântați de aceste boli autoimune, întrucât terapia pe bază imunologică a progresat foarte mult și rezultatele sunt excepționale. Fantastic! Boala nu este vindecată, dar supraviețuirea cu ea este și mai îndelungată și în condiții mult mai bune din punct de vedere funcțional și al durerii, în special. Am înțeles. Ce reprezintă acest tratament, doamna profesor doctor? Pentru că trebuie să recunoaștem că au fost multe persoane care din cauza diagnosticului de lupus au decedat. Adică sigur. Nu se putea face aproape nimic la un moment dat. De exemplu, pe care l-ați dat, exemplu care l-ați dat, lupusul este una din cele mai afurisite, aș putea să spun, boli, întrucât afectează aproape toate organele și sistemele. Și sunt prea puțin cei care rămân numai cu dureri și suferințe articulare. În general, inima, plămânul, ficatul, ochiul, toate organele acestea participă, sunt mâncate pe interior. De obicei, este o boală a adultului tânăr, deci te ia de la 20-20 ceva de ani. Sarcina, să știți că este un lucru de impact foarte nefavorabil, sigur, la unele persoane, la un procent mic de persoane. De aceea, orice suferință articulară apărută după sarcină, după naștere, trebuie luată în evidență, deci toate suferințele luate în evidență de către medic, pentru a clarifica el, de medicul specialist, bineînțeles, situația etiologică a problemelor. Deci, această afecțiune, lupusul, își arată, să spunem între ghilimele, colțișorii, mai ales dacă femeia abia a născut. Da. Ce pentru chestie? Pentru că, vă dați seama, în condițiile sarcinii, organismul femeii, doamnei, este expus din punct de vedere a sistemului imun. El poartă un element care nu este foarte specific corpului doamnei respective. E până la urmă un corp străin într-un alt corp. Exact, și atunci adaptarea imună este foarte importantă și în consecință la unele persoane și cu tare moștenite și cu anumite condiții pot apare fenomene. Dar, așa cum spuneam, soarele a răsărit și în această direcție și sunt multe produse biologice utilizate la ora actuală în toate bolile acestea imune. Și vreau să spun în paranteză, costul lor este foarte ridicat și totuși statul nostru face față acestor Sunt decontate de către stat, sunt tratamentele? Sunt integral decontate de către, să ajung la câteva milioane bune pe lună, chiar zeci, ca să fiu mai precis, și statul nostru le decontează și, sigur, avem protocoale după care ne ghidăm și rezultatele sunt dintre cele mai favorabile. Cu noile tratamente, doamna profesor doctor, pentru că sunt convinsă că de-a lungul timpului ați tratat mii de pacienți cu astfel de afecțiuni, cu cât le prelungește timpul de viață acest tip de tratament? Cu mulți, cu mulți ani. Comparativ cu zeci de ani. Cu chiar ce eram? Zeci de ani. Chiar zeci de ani. Da, chiar zeci de ani. E foarte greu de spus, dar cu zeci de ani se prelungește. Și ceea ce este foarte important, durerea apare aproape inexistentă sau stârnită de evenimente precum căldura, factori externi. Factor extern. Da. Și condiția de viață este cu totul alta în aceste boli. Și pentru că am început emisiunea și am spus că această căldură excesivă, această caniculă, îi deranjează chiar pe cei cu astfel de afecțiuni reumatologice.
Bun, care ar trebui să fie temperatura optimă pentru o persoană? Pentru că știm prea bine că și dacă este foarte frig, temperaturi scăzute, iarnă e bine și doar oasele și doar articulațiile și se pare că și la căldură excesivă. Da. Pentru că, așa cum am mai spus de multe ori, și căldura excesivă și frigul, de asemenea, la cote mari, sunt elemente de stres pentru organism, elemente care solicită organismul să se adapteze. Și cine este solicitat? Sistemul imun, sistemul neuroendocrin, deci neurologicul și glandele endocrine, care fac această adaptare a organismului. Și stresul, așa cum îl înțelegem cu toții, trebuie să fie văzut ca un element ce elaborează niște produși ai organismului care nu totdeauna sunt favorabili. Și atunci se declanșează această tulburare de homeostazie, adică de echilibru în care se află organismul și, sigur, sistemele pe care le-am menționat, imun și neuroendocrin, reacționează, eliberează produși care nu ne fac totdeauna foarte bine. Spuneam de asemenea că unii dintre noi ne naștem cu aceste afecțiuni, sunt ereditare. Alte afecțiuni osteoarticulare sunt dobândite în timp. Care sunt cele ereditare? Care sunt cele pe care le putem dobândi? Da, deci de-a lungul cele vieții? Ereditare sunt cele de care am vorbit, bolile autoimune, poliartrită, spondilită, artropatie, psoriază, lupus și așa mai departe. Așa. Repet, sunt 100 de artrite cunoscute, deite, deci de fenomene inflamatorii. Și celelalte? Și aparatul osteoarticular, din păcate, ca și toate celelalte segmente, aparate, sisteme ale organismului, sunt supuse uzurii, degradării, degenerării, traumatismelor, cum am zis într-un cuvânt, îmbătrânirii. Nu poate sistemul osteoarticular să rămână indemn la agresiunile vieții, dar cu multă înțelepciune și atenție le putem și preveni. Nu în 100%, dar într-un procent foarte important, încât acest reumatism degenerativ, cunoscut sub numele de artroze, deci artroze, să se instaleze cât mai târziu, să apară cu leziuni nu foarte importante. Cum putem preveni, doamna profesor, doctor, această situație? Cum putem preveni? Așa cum am mai spus termenul de uzură, ce înseamnă? Un efort excesiv, o încărcare excesivă, și cu greutăți, dar și cu kilogramele organismului de cărat lucruri. Deci, excesivul în direcția asta solicită foarte mult cartilajul. Am înțeles. Cartilajul este elementul din cele două extremități osoase care facilitează mișcarea. Și acest cartilajul, din păcate, cu câte celule ne naștem el, pe parcurs se degradează și ajunge la mult mai puține, deci nu are capacitate de regenerare. Și atunci, volens nolens, apare uzura, apare artroza, care, așa cum am spus, poate fi prevenită printr-o atenție mai importantă pentru aparatul locomotor. Și așa cum am spus, traumatismul este foarte inadecvat pentru articulație. Statul mult în picioare, cartilajul se hrănește, acest cartilaj se hrănește numai în mișcare. Deci un ortostatism prelungit sau o poziție șezândă prelungită face ca acest cartilaj să nu se hrănească corespunzător și degradarea lui să fie mai rapidă. Și dacă e să tragem linia, mișcarea, sportul ne-ar ajuta foarte, foarte, foarte mult.
Vreau aici să fac și o mică mențiune. Mișcarea, în primul rând, sportul, dar nu cele excesive. Și mai ales la tineri, nu recomand aceste sporturi excesive cu trânteli, cu izbituri, cu... Cele de contact, să înțelegem. Da. Așa, deci o modalitate de a te mișca, de a face sport, dar în condiții mai omenești, nu mai cu... blânde. Da, mai blânde. Mai blânde, pentru da. Că un traumatism articular înregistrat, să zic, la 20 de ani, sigur își spune cuvântul după 40.